Când război la graniță, România investește în sistemul său de apărare și a urgentat procesul de achiziționare pentru drone militare. Vasile Dâncu a declarat că echipamentele militare vor ajunge în țară cât de curând, iar programul dedicat lor va deveni funcțional la fel de repede. Este un proces de achiziție care se află încă în curs. Cât e întârziat, dar atunci, pentru că au durat 2 ani până am ajuns în momentul licitației și dintr-o dată a picat licitația, mai durează 2 ani până... Sunt negocieri pe care Comisia noastră de înzestrare le face cu cel care a câștigat licitația, probabil că se va finaliza în scurt timp această achiziție. De asemenea, ministrul apărării susține că acest program militar va deveni operațional cât de curând. Va avea și alte programe, probabil, pentru că și în România se produc drone și nu numai dronele sunt singurul element de apărare a unei țări.